Lucia și bine v-am găsit la un nou interviu realizat cu ocazia zilelor Lucian Blaga. Anul acesta, filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor și Societatea Culturală Lucian Blaga organizează cea de-a 22-a ediție, care se desfășoară în 10-11 mai. Astfel, l-am astăzi invitat în platou pe Constantin Cubleșan, poet, dramaturg, istoric literar, prozator, critic literar, profesor universitar, membru al Uniunii Scriitorilor Cluj și unul dintre membrii fondatori ai Societății Culturale Lucian Blaga. Mă bucur că ați acceptat invitația noastră. Cu mare bucurie, cu mare plăcere. Aș vrea să vă întreb pentru început, care a fost un eveniment care a marcat existența Societății Culturale Lucian Blaga? Eu cred că ar trebui să vorbim de mai multe evenimente, pentru că în acești 22 de ani pe care le-ați evocat dumneavoastră, în fiecare an, această societate a organizat niște zile internaționale, care uneori au ținut chiar 4 zile. Anul ăsta, mi se pare, o să rămână numai la 2, din motive financiare, desigur. Și în aceste zile au fost invitați scriitori, traducători, poeți din Europa, chiar și din America au fost, care s-au ocupat, într-un fel sau altul, de Lucian Blaga, de opera lui Blaga. Unii au fost oameni care au venit cu traduceri, cu volume traduse, alții cu studii. De fiecare dată a existat un moment mai aparte, un recital de poezie. Și anul ăsta o să fie un recital de poezie, la care acești invitați au participat, au citit poezii proprii, traduceri din poezia lui Blaga în diverse limbi. Au participat poezi de foarte bună calitate din Franța, au participat teoreticieni foarte buni din Anglia. În ultimul an sau acum 2 ani, mi se pare, au fost chiar câțiva invitați speciali din Italia. Toate lucrurile astea cred că ar trebui să vi le detalieze doamna Irina Petraș, care este președinta și care are o evidență. Tot în seria aceasta de evenimente, eu le consider evenimente, sunt și volumele de studii pe care le-a scos în fiecare an societatea și care adunau în 200-300 de pagini un număr însemnat de contribuții științifice, mai au cercetări în privința operei lui Blaga, teatru, mai ales poezie, filozofie, proză. A fost Blaga e un scriitor complex, un scriitor de mare deschidere cu cultura noastră, de deschiderea unor orizonturi filozofice în cultură, în poezie, în opera sa, în general, se regăsesc aceste idei filozofice pe care el le tratează în poezie, în teatru, în proză. Așa că evenimentele cred că ar trebui inventariate altfel decât așa că atunci a fost nu știu cine și atunci a fost altcineva. Poate că un eveniment asta ar ține într-un fel și de anecdotica istoricului festivalurilor. Un eveniment a fost și acela că în acești 22 de ani, o singură dată s-a reușit să se facă în comun, să se sărbătorească Blaga în mai în comun cu societatea sau cu asociația Blaga din Alba Iulia, Sebeș Alba Iulia. Aici orgoliile au fost mari de fiecare dată, pentru că ei de acolo tot așa și aveau invitații lor, se decalau, nu se puteau ține în același timp. Și într-un an, acum nu știu, vreo 4 sau 5 ani, în sfârșit s-a realizat chestia asta și a fost foarte bine, pentru că cei care au fost invitați la ei au venit la Cluj, ai noștri s-au dus acolo, pe urmă s-a terminat cu o excursie foarte frumoasă pe Valea Frumoasei și, mă rog, a fost un moment mai deosebit așa. Dar asta, sigur, ține de o anecdotică, nu chiar de contribuții filozofice, științifice. În calitatea dumneavoastră de critic literar, ce ne puteți spune despre activitatea lirică a lui Lucian Blaga? Lucian Blaga e
un poet care deschide, spuneam înainte, deschide orizonturi noi în poezia românească, pentru că el vine într-un moment foarte important. El este poate cel mai important produs al culturii, al literaturii ardelene în marea literatură a României după Actul Unirii de la 1918. În 1921 el publică primul volum de poezii. Sigur că formația lui germană și mai ales contactul acesta cu mișcarea expresionistă care în Europa în acei ani, la începutul secolului, era în floare, el aduce această concepție a noului stil, zice el, nu vorbește despre expresionism, dar tot ceea ce teoretizează se referă la expresionism. Introducerea aceasta a expresionismului în literatura română marchează și poezia și teatrul lui și, bineînțeles, și eseistica, pentru că are și foarte multe articole și eseuri care dezbat această chestiune a noului stil. Expresionismul e, cum să zic eu, să fiu foarte scurt, e partea cea mai, sau aproape cea mai de sus a mișcărilor de avangard. Avangarda, pornită la începutul secolului al XX-lea, mișcările de avangard au fost orientate spre distrugerea tradiției, a academismului, a tot ce ține de rigoarea aceasta închistată. Și veneau futuriștii, de pildă, au lansat un manifest la început, prin Marinetti, în care spuneau că ar trebui inundate muzeele, ar trebui dat foc bibliotecilor, totul trebuie ars, aruncat la coșul de gunoi și pornită o nouă cultură. O cultură care însă, bazată pe distrugere, nu duce nicăieri, duce într-o fundătură. Oricât te strădui să distrugi un oraș, să zicem, după ce l-ai distrus, ce faci? Nu? Trăiești în molozul ăla, trebuie să construiești ceva. E bine, atunci au apărut, după experiența futuristă, după experiența dadaistă, după cubism, după ăștia, au apărut niște mișcări în cadrul avangardei care își propuneau să pună ceva, să construiască. În pictură a venit impresionismul, în poezie, în teatru, în pictură, expresionismul a fost un mare curent. Formă, chiar și această formă a teatrului absurdului e tot o formă de avangardă constructivă. Pune ceva, adică construiește o lume. Cum o construiește, altceva, discutăm despre ea în alt cadru. Dar, în orice caz, vine să adauge ceva pe ruinele unei culturi pe care futuriștii, dadaiștii, o negau. Din această perspectivă, sigur că Blaga respectă canonul expresionist, care merge pe reîntoarcerea la mituri, pe partea religioasă, a expresia morală, pe istorie, dar adaptând totul la condiția culturii române, naționale. Și atunci, sigur că există multe elemente de noutate în poezia lui, în teatrul lui, care au șocat la vremea respectivă și care, în bună parte, șochează și astăzi, mai ales în teatru. Poezia, fiind foarte mult dezbătută și discutată, lucrurile s-au lămurit și are foarte mulți continuatori care au dezvoltat ideile astea. Plecând de la Blaga, au făcut o poezie cu implicații filozofice deja de altă natură, dar de acolo pornesc. În teatru lucrurile stau puțin mai diferit, pentru că teatrul lui Blaga este oricum un teatru metaforic. Este un teatru plin de simboluri, de parabole. Și atunci reprezentarea pe scenă a acestui teatru foarte plin de simboluri
n-ar mai necesita, din punctul de vedere al scenografiei și al regiziei, alte simboluri, alte elemente care să îngreuneze această încărcătură metaforică a teatrului Baga. Și din cauza asta, cred eu, nu are priză la public pentru că nu e bine interpretat. El ar trebui să fie jucat pe scenă foarte simplu, foarte direct, pentru că expresionismul, de fapt, asta este. Ei spuneau, ne interesează de expresia, nu atât materia a ceea ce e acolo, cât expresia care se declanșează dintr-o anumită stare. E un tablou care e într-un fel emblematic pentru expresionism, un tablou al lui Munch, se numește Strigătul, poate că l-ați văzut, cu siguranță e reprodus în foarte multe locuri. E un cap de om care nu se știe dacă e femeie, e bărbat, într-un aulă. Am uitat de asta. Nici o problemă, continuă. Ca să-l închide tot, nu mai bine. Un portret, ca să zic așa, a unui om care țipă, care e o gură mare într-un cadru sumbru și când te uiți la el, așa se și intitulează Strigătul. Deci nu te interesează când îl vezi, dintr-o dată îți dai seama că acest personaj e un personaj în suferință, un personaj care țipă, care nu mai suportă. Asta e expresionism, adică trebuie să șocheze prin expresie, nu prin impresie, cum făceau pictorii în impresionism, cum Van Gogh, cum Gauguin și ceilalți. E și teatrul lui Blaga are această expresie, în primul rând, a ideilor și toată factologia pe care se construiesc piesele nu face altceva decât să slujească finalității acestui strigăt, acestui protest, dacă vreți, acestui țipăt. Hai să iau tablou celălalt. Așa e Zamolxe, care se întoarce la miturile dacice, așa e Avramiancu, care merge spre legendă, Avramiancu intră în scenă, coboară din legendă și când se termină piesa, el se întoarce în legendă. Așa e Cruciada Copiilor, care merge pe religie, cum e și Tulburarea Apelor, pe o idee de păstrarea purității religioase. Deci toate aceste elemente care țin de o expresie teatrală au fost noi și au șocat lumea de la începutul secolului, de la mijlocul secolului trecut. Chiar asta să vă întreb, între anii 1980 și 1988, cât ați fost director al Teatrului Național Lucian Blaga Cluj-Napoca, ați avut ocazia să vedeți piese jucate pe scena teatrului? Da, am montat o piesă, Tulburarea Apelor, care din păcate, în chiar momentul în care ar fi trebuit să scoatem premiera, mi s-a interzis. Era un spectacol foarte bun, care pe urmă s-a reluat după 89, s-a reluat în regia lui Mănuțiu și se întâmplase ca tocmai în vara aceea, anului acela, să fie avut loc la Mangale o plenară ideologică a partidului, în care s-au stabilit niște directive foarte serioase și foarte acute pentru reflectarea unei realități, conștiinței comuniste și așa mai departe. Noi urma să deschidem stagiunea exact cu Tulburarea Apelor și cineva de la Comitetul Central, care a venit la Cluj, în inspecție, a zis, nu se poate. Orice ați face, ne-am dus, am tratat noi cu el, degeaba ne-a interzis spectacolul, a zis, orice ați face, pe scenă apare o biserică și un popă. Ce să caute în conjunctura asta, când directivele partidului sunt foarte limpezi de întărirea ideologiei socialiste, voi veniți cu popa și cu biserica. Și ni l-au oprit. Dar după 89 s-au jucat mai multe piese ale lui Blaga și, în general, cele mai jucate în perioada de dinainte de 89 au fost Avramiancu, a fost Meșterul Manole, care, sigur, sunt legate de istoria națională, de mituri naționale. La
Sibiu am văzut un spectacol foarte frumos cu Zamolxe, făcut de regretatul Alexandru Tatos, care a fost un spectacol extrem de interesant, mergând pe linia expresionistă, adică ținând cont de canonul acesta al mișcării. Deci s-a jucat Blaga, nu cu mare succes, lumea îl înțelege puțin, mai ales astăzi nu interesează pe nimeni expresionism. Nu vedeți că nici Pirandello nu se mai joacă, măcar că unul din marii dramaturgi ai lumii și el este unul dintre, să zicem așa, fondatorii expresionismului în teatru european. Ați venit cu cărți la noi. Da, am adus 4 cărți care sunt legate de Blaga. Cel mai important, zic eu, e acest volum pe care l-aveți în mână, e un dicționar al personajelor din teatrul lui Blaga, sunt aici fișate toate personajele din piesele lui Blaga, fiecare personaj care apare într-o piesă și personaje care nu apar, care sunt doar despre care se vorbește și alea au fișă. L-am realizat împreună cu colegii de la Catedra de Literatură Română de la Universitatea din Alba Iulia, unde am funcționat până acum vreo 2 ani. Când am ieșit la pensie, e normal, nu? De la o vreme trebuie să-i lași pe tineri să vină în loc. El face parte sau făcea parte dintr-un proiect al nostru mai ambițios, din care, din păcate, nu am putut să realizăm decât 3 volume din 5 cât ne-am propus. Am făcut un volum de personaje din teatrul lui Caragiale, care sper să fie reeditat anul ăsta, la o editură bucureșteană. Am făcut acest volum de personaj, dicționar al personajelor din teatrul lui Blaga, un alt dicționar din personajele din teatrul lui Sebastian și urma eram în lucru cu personajele teatrului lui Marin Sorescu, un volum mare de muncă pentru care are multe piese și cu foarte multe personaje și ar fi trebuit să încheiem cu personajele din teatrul lui Camil Petrescu. Astea două nu le-am mai putut realiza pentru că între timp a apărut criza economică, n-am mai putut asigura sponsorizările de cuvință și, din păcate, lucrurile au rămas în suspensie. S-ar putea întâmpla ca cei de acolo care au rămas la catedră să, într-o bună zi, să reia proiectul și să meargă mai departe. Deci asta este volumul care a și fost premiat și la festivalul de la Cluj în acel an, mi se pare în 92 sau așa ceva. Și la Alba Iulia. Astea sunt alte două cărți, sunt niște eseuri pe marginea teatrului Blaga, a pieselor lui Blaga, iar cealaltă broșurică care o vezi acolo e o piesă pe care am realizat-o urmând corespondența lui Lucian Blaga cu Domnița Gherghinescu Vanea. Domnița Gherghinescu Vanea era o poetă și o traducătoare foarte bună din franceză, care trăia în Sibiu, în Brașov. Și între Blaga și Domnița Gherghinescu s-a legat o frumoasă prietenie, să nu-i spun mai mult, deși a fost mult mai mult. Rodul acestei relații ilegale, într-un fel, pentru că și ea era măritată și Blaga era căsătorit și deci totul era cumva discret întreținut această relație. Dar e interesant că aproape toate poeziile din volumul acesta Nebănuitele Trepte, pe care l-a scos Blaga, i l-a trimis întâi domniței, care le-a citit și care are o corespondență frumoasă cu Blaga. Spunea ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, unde se simțea emoționată. Deci au colaborat într-un fel, colaborat e mult spus, dar în orice caz a fost primul cititor al poeziilor și are în volum și are vreo 2 sau 3 poeziei dedicate domniței Gherghinescu, care sunt foarte frumoase. E bine, din această corespondență a lor am făcut un fel de dialog între Blaga și domnița Gherghinescu, care e o piesă scurtă, s-a montat la Teatrul Național din Târgu Mureș, s-a prezentat la Sebeș în
ediția respectivă. Cu succes, au fost doi interpreți, eu un el și o ea acolo, eu, Blaga și Domnița. Un actor foarte bun de la Teatrul din Târgu Mureș și o actriță mai tânără, îmi scapă numele, așa că nu îl spun nici pe lui. A fost succes, în orice caz, a fost un spectacol frumos, liric, evocator și piesa, mi se pare, sentimentală. În orice caz, a avut câteva comentarii favorabile. Lucian Blaga, de ce ipostaze teatrale? Da, asta vă spuneam că astea două sunt niște eseuri pe marginea teatrului Blaga. Una, asta a apărut de la editura Dacia aici în Cluj și asta la altă la o editură din Târgu Mureș. Tot textul acesta porma a figurat într-un volum de studii blagiene care a apărut în 2009, astăzi, acum suntem în 2012, deci în 2009 și anul trecut volumul a fost distins cu premiul Academiei, dar sigur studiul ăsta e o parte din, sunt 7 autori, co-autori acolo, fiecare cu câte un studiu amplu, unul pe filozofie, unul pe poezie, mă rog, un volum de studii blagiene. Știu din surse sigure că sunteți un susținător al generației tinere. Considerați că o mai bună promovare a ceea ce înseamnă literatura și în momentul de față Blaga ar trebui promovat mai bine în rândul tinerilor sau considerați că ar trebui ca tinerii să aibă libertatea de a-și alege Cu siguranță tinerii trebuie să aibă libertatea de a-și alege, de a opta pentru ce vor să citească. Dar pentru ca să poți opta, trebuie să știi din ce să optezi. Ori ca să știi din ce să optezi, trebuie să ai o orientare care vine din școală. Din păcate, eu zic că programele de învățământ astăzi sunt destul de rău făcute și la orele de literatură din liceu mai ales, se face foarte multă teorie și foarte puțin se vorbește despre autori, despre conținutul cărților, pentru că la urma urmei, să iau un exemplu așa, pe Slavici, nu-l învață nimeni la școală sau nu trebuie să-l învețe ca elevul să știe câte romane a scris ăsta, câte nuvele, câte reviste a condus. Nu, trebuie să vadă ce e în opera acolo, e o lume. E o societate românească la un moment dat. Sunt personaje extraordinare care au fost model în societate. Ele au propus niște modele în societatea românească de la vremea respectivă. Dar, de pildă, în clasa 10-a, apropo de Slavici, se studiază novela psihologică. În manuale alternative. Într-unele se discută moara cu noroc a lui Slavici, într-altele e propusă Fofăclie de Paște a lui Caragiale. Cei care îl fac pe Caragiale nu știu nimic despre Slavici, cei care îl fac pe Slavici nu știu nimic despre Caragiale. Și nici despre Caragiale, nici despre Slavici nu știu mai nimica, pentru că programa pretinde să se învețe toate punctele care sunt obligatorii pentru realizarea unei novele psihologice. Și atunci ei învață chestia asta teoretică și, la urmă, e același lucru cu Blaga, nu știu cât se învață în școală, cred că e o oră, două, nu știu în ce clasă. Dar cu Eminescu, de pildă, am văzut chestia asta în cărțile acestea care se fac pentru pregătirea elevilor pentru bacalaureat și pentru admitere, dar mai ales pentru bacalaureat. Și vine autorul unei asemenea analize pe care elevul trebuie să o învețe ca să o reproducă după aia la examen și zice Sara pe deal. Păi Sara pe deal sunt atâtea metafore, atâtea rime de alea, atâtea... Și la urmă zice, dar și pe chestia asta poezia e frumoasă. Nu de asta e poezia frumoasă, pentru că Eminescu a folosit nu știu câte epitete și nu știu câte rime de nu știu care. Poezia e frumoasă pentru altceva și dacă nu știi să-i explici ca profesor elevului de ce e frumoasă și să-i o prezint în toată frumusețea lui, el nu o să înțeleagă nimica din poezia aia și o să fie indiferent. Așa e și cu Blaga. Dacă profesorii, dacă
programa școlară nu prevede o anumită ținută, o anumită interpretare a operei lui Blaga, făcând teorie pe literatura lui, nu reușești să câștigi prea mult un public. Iar tinerii, am auzit de pildă, am văzut scris, zice să ne despărțim de Eminescu, că e depășit. De acord, să ne despărțim, nu e nicio problemă, ne putem despărți de oricine și, și oricând. Toată chestiunea este că nu te poți despărți de cineva pe care nu-l cunoști. Întâi trebuie să-l cunoști. Nu mă pot despărți de Vasilescu de la Giurgiu. Păi nu l-am văzut în viața mea, nu știu cine e. Cum să mă despart de el? Trebuie să-l cunoști. Ori în momentul în care îl cunoști pe Eminescu, cred că nu te mai poți despărți de el. Și ca dovadă, vă spun, în ultimii ani au apărut multe cărți, multe studii elaborate de tineri cercetători, de absolvenți de după 89 facultății, oameni care vor să afle ce e cu Eminescu. Și în clipa în care au intrat în Eminescu, au constatat că acolo e un continent întreg. Și atunci au scris niște studii foarte interesante. Deci nu e niciun pericol pentru Eminescu. Pentru Blaga, la fel. Sunt foarte multe, foarte multe studii, foarte multe cărți, mai ales pe filozofia lui Blaga s-a accentuat în ultima vreme foarte mult, pentru că e o filozofie interesantă și părerea mea e că dacă atunci, în anii 20-30, ea ar fi fost cunoscută în Europa, această filozofie, aceste studii. Și el este unul dintre puținii noștri, cred că doi sau trei avem care au elaborat un sistem filozofic de gândire. Ceilalți au contribuții filozofice, studii, dar el are un sistem. El, acele trei trilogii, trilogia culturii, trilogia cunoașterii, în care statuează un sistem filozofic de gândire, de înțelegere a vieții, a lumii. E bine, dacă acest sistem ar fi fost cunoscut în Europa, el ar fi fost adică destinul ar fi fost altul. Și așa, prin anii 60, dacă nu mă înșel, el a fost propus pentru premiul Nobel, dar din păcate forurile de atunci ale conducerii țării n-au fost foarte încântați că candidează pentru premiul Nobel un scriitor român mistic. Și atunci l-au boicotat așa cât au putut și bineînțeles că nu l-a luat. Dar asta nu înseamnă că valoarea lui Blaga a scăzut cu ceva. Ca o notă de încheiere, v-ați gândit să mai scrieți? Sau ce nume ați vrea să mai scrieți? Scriu tot timpul, nu mă las până pot să-mi țin un condei în mână, scriu. Vă referiți la Blaga? Nu, mă refer la activitatea dumneavoastră. Ah, scriu. În anul, e subtipar, de fapt, cum o să apară până la sfârșitul anului, un volum mare de 300 de pagini, 300 și ceva de pagini, un studiu monografic, analitic, în orice caz, al prozei scurte a lui Liviu Rebreanu. E la editura Academiei, i-am făcut corectura mai acum vreo lună, deci până prin vară probabil că apare. Asta e, să zicem, noutatea cu care vin anul ăsta și care sper să fie o carte bună. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Cu mare bucurie. Iar noi ne revedem data viitoare cu un nou interviu cu ocazia zilelor Lucian Blaga.